Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune, Evenimentul Istoric. Este o emisiune deosebită pentru că, o să vedeți, vom pune în discuție un aspect mai puțin cunoscut și mai puțin comentat din istoria României. Este vorba de o perioadă dinainte de 1989 și o perioadă care a făcut ca România să aibă chiar un caracter distinct în rândul țărilor comuniste. Este vorba de celebra unitate 0110 sau unitatea anti-KGB, cum i s-a spus. Așa cum vă spuneam la început, România era singura țară din Pactul de la Varșovia care avea o unitate de contraspionaj împotriva țărilor socialiste. Iar acest lucru l-am spus pentru prima dată în primul număr, de fapt, din Evenimentul Istoric. Vă dați seama că au trecut. Februarie 2018. Când am publicat și niște documente și un dosar din arhiva CNSAS, un material intitulat Ceaușescu și vânătorii de agenți KGB. Dar vreau să vă spun că m-a ajutat foarte mult în documentarea acestui articol cartea pe care o vedeți în spate, În slujba adevărului, scrisă de un fost ofițer de informații care a lucrat atât în securitate cât și în SRI, colonelul Ioan Burdulea, care este prezent alături de noi în studio. Bine ați venit, domnule colonel! Bine v-am găsit! Și care și-a scris o carte de amintiri. De ce e deosebită această carte de amintiri față de celelalte? Pentru că colonelul Ioan Burdulea a lucrat în unitatea 110, la Dâmbovița. Culmea, singurul dosar care s-a păstrat din arhiva lui 0110 și care a ajuns la CNSAS, este tot din Dâmbovița. Poate părea acum ușor, cum să vă spun, nici nu știu cum să zic, un județ minor, dar nu era. Înainte de 1989, Dâmbovița era un județ puternic industrializat în care veneau o mulțime de specialiști străini din China, din URSS, Ungaria, cu fabrici puternice și noi, pentru că Ceaușescu a investit foarte mult acolo, ca să nu mai vorbim de faptul că, iar un aspect mai puțin cunoscut este că Nicolae Ceaușescu ar fi vrut să mute capitala României comuniste de la București la Târgoviște. Dar haideți să vorbim puțin despre această carte, domnule colonel. Vă rog. De ce ați scris-o? Pentru că, și vă spun de ce vă pun această întrebare. Pentru că, la un moment dat, discutând cu generalul Aurel Rogojan, l-am întrebat, zic, dar de ce nu găsesc în arhiva CNSAS niciun dosar de la 0110? Și mi-a spus, pentru că așa trebuie să fie. Zice, da. Au fost primele dosare care s-au ars în 1989. Da, nu infirm afirmațiile domnului Rogojan, mai ales l-am cunoscut încă în perioada anilor 68-69 la Băneasa, am fost colegi, sigur, cu 2 ani mai mic decât mine, dar exista și un plan de măsuri, un ordin strict, se numea Flacăra, dacă nu mă înșel, ca în situații de mare pericol, arhiva să fie dată pradă focului. S-a mai întâmplat asta în 1968, când România a fost la un pas de a fi invadată de trupele Armatei Roșii și a unor țări prietene. URSS-ul, da. Da, Armata Roșie, da, o știu, da, toți. Da. Chiar, ei, atunci s-au distrus foarte multe documente, în special de arhivă. Și... Dar ele totuși nu erau, dosarele astea nu erau și copiate pe film? În cele... Copierea pe ajung și acolo, da, sau mai târziu, dar în 68, repet, de teama unei invazii, s-au distrus foarte multe documente de arhivă
și chiar de interes operativ. Când am preluat în 73 problema de la un coleg mai vârstnic, îmi spunea, cu părere de rău, că a dat pradă focului foarte multe documente importante. A mai existat un ordin dat de conducerea unității, fostei securități, de fapt, nu numai a unității 110, de microfișare a dosarelor. Dintr-un dosar de... Asta, operațiunea am făcut-o eu, de-a lungul timpului. Am lucrat foarte mult la ea. Dintr-un dosar de 300-400 de file, scoteam un dosar de 10-12 file. Restul se microfilma. După aceea s-a microfilmat. Însă microfilmele, să știți, un exemplar al microfilmului a existat în fișetul meu, fișetul meu de lucru. Nu e posibil ca un exemplar să fi luat drumul Bucureștiului. Păi nu, ele nu erau trimise, din câte știu eu și din câte am întrebat, când se microfilma, deci când se copia, că era un scaun, da, ca un soi de aparat, da, Xerox. Era numai că trăgea pe film, da, nu scotea copia pe hârtie. Da. Da? Unul pleca la arhivă și, de fapt, amândouă ar fi trebuit să plece la arhivă. Nu. Una a rămas, documentele unității 110 și a compartimentelor corespunzătoare din județe, a serviciilor birouri... Deci nu, dar nu se trăgea pe două microfilme? Nu, ba da, dar avea un regim special. Arhiva nu era păstrată în camera de arhiva unității. Arhiva contraspionajelor socialiste era în biroul meu de lucru. Cum a apărut această unitate 110? Cum a apărut? Istoria e... Chiar am avut norocul să găsesc în documente de arhivă un raport întocmit de un șef de raion, încă în perioada când erau raionele. Atunci de problemele respective se ocupau foarte vag șefii de unități. Raportul respectiv avea un caracter foarte general. Ce an era? Știu, 50 și... 62, dacă nu... 62, știu, din 62, informațiile mele, în 62. 62, 63. În primele luni a lui 62, da, începe erau niște coagularea unității. Era un raport de activitate pe vreo 3 pagini, scrise de mână, unde se făceau referiri la aspecte generale. Numărul de turiști veniți, vizitatorul, deci raport... de lucruri, preocupări, comentarii, discuții. Nu erau probleme deosebite de securitate. Nici posibilitatea șefului raionului de a cunoaște nu era prea, știu, dezvoltată, pentru că erau alte aspecte ce prezentau interes operativ la vremea respectivă. Ei, eu mă refer mai mult la ce știu eu de când am lucrat. În 73 am fost selecționat pentru a desfășura activitatea în domeniu, visul meu, dorința mea de când eram încă la Băneasa, fiind de a lucra în domeniul contraspionajului. Șeful, inspectorul șef de atunci, un ofițer deosebit, colonelul Florea, venit de la Ploiești, probabil că i-am făcut o impresie bună, m-a rulat în 4 compartimente de muncă. Am lucrat un an și jumătate ca ofițer sub acoperire la un birou de filaj și investigații. După aceea m-a transferat la contrainformații economice, m-a transferat la un serviciu de cercetări penale mixt în urma unei reorganizări, când în fiecare inspectorat s-au constituit servicii mixte de cercetări penale, mai exact securitate-miliție, doar că la securitate crease 2 posturi în condițiile în care nici măcar un ofițer nu avea ce să facă. Activitatea în domeniu era foarte, foarte firavă. Adică foarte firavă. În sensul că n-aveați dosare. Nu, de... n-aveai ce să, cu ce să te ocupi. Se introdusese conceptul muncii de prevenire, se acționa foarte mult pentru cunoaștere cât mai exactă a evenimentelor, a situației operative, și atunci când era cazul, se intervenea cu măsuri de prevenire. Adică ce înseamnă? Vă duceați la directorul de întreprindere și îi spuneai, băi... Măsurile de prevenire erau mai multe. Prima era atenționarea, după aceea era avertizarea. Adică te duceai la directorul de întreprindere, nu, și... La cel vinovat.
să zicem, pe propriul... Directorul de întreprindere, da. Dacă era fie... directorul de întreprindere, la el. Da. După aceea era... Și ce? Îi spuneați ce? Dom'le, în sectorul pe care îl conduceți se întâmplă asta, efectele ar putea fi. Dacă nu luați măsurile corespunzătoare, veți răspunde fața partidului, mă rog, cei care aveau dreptul să-l tragă la răspundere. Și vă ascultau? Da, da. Să știți, adică le era frică de securitate? Nu. Eu, încă o dată, poate ce m-a făcut să scriu cartea? Revin la prima întrebare pusă. M-am săturat de câte emisiuni am văzut la televizor, unde fel de fel de nepricepuți, îmi cer scuze, poate termenul vi se pare prea dur, dar ori nepricepuți, ori rău intenționați. Făceau fel de fel de aprecieri. Dom'le, instituția aia au lucrat niște oameni când ca în orice altă instituție. Vorbiți de securitate sau vorbiți securitate. De 110? Și de, în general de securitate. Da. Nu numai, pentru că și noi am fost selecționați de rândul celorlalți ofițeri. Oamenii erau și mai buni și mai răi. Și mai porniți împotriva dușmanilor poporului. Uh-huh. Ca să folosesc un cuvânt la o expresie frecvent folosită în perioada 50-60. Alții erau omenoși și cei mai important, cei mai mulți acționau cu discernământ. Se trecuse perioada anilor 55-60, când inclusiv recrutările de agenți... Când era brațul în armată al poporului. Da, și odată și recrutările se făceau în niște condiții, le-aș putea numi groaznice, în sensul candidatul, după ce că era cunoscut, verificat, îi se punea niște ochelari pe ochi cu lentile negre, da. Urcați într-o mașină, duși prin oraș, jumătate de oră plimbați, crezând că îl duce, că cine știe ce destinație, nu vorbea nimeni cu el, îl introducea într-o cameră, acolo discuțiile erau cum erau, în funcție și de modul de recrutare, pentru că recrutările s-au făcut și pe bază de materiale compromițătoare și pe bază de sentimente patriotice. Când recrutai o persoană pe bază de sentimente patriotice, procedai ca atare. Dar când erau materiale compromisătoare, n-am făcut niciuna de genul. De altfel s-a și renunțat la modul ăsta de recrutare. A, după pentru 70. Că nu era eficient până la urmă, nu? Prima dată, până în 55-60, după părerea mea, și e o părere corespunzătoare, în sensul că am citit foarte multe dosare de arhivă, și acolo, în dosarele respective, sunt ca o oglindă. De la primul cuvânt până la ultimul cuvânt, pe prima filă până la ultima filă, îți dai seama de adevăr, de realitate, fără nicio rezervă. Ei, după se acționa în primul rând pentru a crea, stârni starea de teamă, de frică. Începând cu 62-63, dar în deosebi după 64 s-a renunțat la asemenea modalitate de lucru, însă din păcate trebuie să recunosc, frica a rămas în oameni și nu numai în cei împotriva cărora s-a acționat. Deja devenise oarecum notorie. Spre norocul meu, n-am simțit la cercul meu de relații, la prieteni, și am foarte mulți cunoscuți în județul Dâmbovița, fiind din 1969 acolo, n-am văzut manifestări de genul ăsta. Dacă vedeam dacă sesizam o nuanță doar, aveam o discuție foarte liberă cu el, să-l conving să renunțe sau să-l întreb de ce. Ofițerii nu acționau după 70 pentru a genera frică, dar cei mai mulți nici pentru a o diminua. Le convenea situația. Normal, pentru că îți făcea jumătate din treabă, nu? Frica. Exact, frica îți făcea jumătate din treabă și mult mai repede îl convingea pe X să sprijine cu furnizarea de informații dacă știa că persoana respectivă are și o stare de teamă. În ce mă privește, niciodată n-am folosit asemenea... Haideți să ne întoarcem la 110, la unitatea anti-KGB. I s-a spus așa, unitatea anti-KGB, deși erau urmăriți toate țările socialiste, toți spionii din... Inclusiv Vietnam. Inclusiv Vietnam, da. Vietnamul avea numere de cod, dacă nu mă înșel, Violeta. După problema a avut mai multe nume de cod, problema mare. Ele se mai schimbau. Apolodor, Maramureș, ultima a fost Maramureș, 89 a prins-o cu Maramureș, dar și țările din preocupări aveau la rândul lor nume de cod. De exemplu, repet, Vietnamul era
Violeta, Glodeanu, Bucegi, mă rog, da, toate cele găsit, din jurul nostru. Le-am găsit și eu în dosar și m-am amuzat. Și eu în carte le-am menționat. Da, le-a spus și dumneavoastră, sunt și în carte. Refăcându-le din amintiri. Să revin, de ce nu am distrus arhiva? De ce? Că ați încălcat un ordin, de fapt. Da, da, mult timp. Trebuie să mai povestesc ceva. M-a sunat la un an după apariția cărții un român din Olanda. Nu știu, a găsit numărul meu de telefon după ce a apărut articolul în revista dumneavoastră. În evenimentul istoric. Da. Și m-a sunat, am rămas, s-a prezentat, mi-a spus cum îl cheamă, nu știu. Și singura întrebare pe care mi-a pus-o, asta a fost. De ce nu ați distrus arhiva conform ordinului? Și tot de ce l-a interesat pe lucrul ăsta? Nu știu, nu știu. M-a rugat să-i trimit o carte, nu i-am mai trimis-o, i-am spus să-și facă rost, să o cumpere pe internet. Nu. Dar m-a întrebat și vă spun și de ce. Eu ajunsesem să formez arhiva unității încât încăpea, atât de mic era, încât încăpea în 4 serviete diplomat. Am pregătit posibilitățile, mijloacele de distrugere și am spus, domnule, le dau foc hârtiilor în momentul în care aud vorbindu-se rusește la 100 de metri distanță, pe bulevardul. Până atunci n-are rost să le distrug. Doi, cele 4 servete diplomat le puteam lua cu mine oricând. Sincer să fiu, era și 13 ani de activitate de-a mea. Îmi părea rău, zic, nu? Chiar să pun pe foc... Din nou ușor sentimentală? Da, pe cuvânt, să pun pe foc ceea ce am muncit atâția ani de zile, pentru că activitatea de contraspionaj este cu totul deosebită. Dacă nu-ți place, este cel mai mare chin, dacă îți place, e ca un joc de șah. Ori mie mi-a plăcut, mi-a plăcut. Și eu nu am ales cariera de ofițer de informații pentru că nu eram capabil să fac altceva. Nu vreau să mă laud, dar am terminat școala generală, cu media 10, am dat 5 examene, 5 note de 10, încât președintele comisiei de examinare m-a și felicitat, m-a și supus unei probe suplimentare față de bilet, în sensul că mi-a pus 10 întrebări din cartea de istorie la nimereală și am dat răspunsurile cât era profesor de istorie. A rămas surprins, m-a felicitat și ei, la liceul din Perea, la admitere, din 800 de candidați, am reușit al doilea. La o mică diferență de primul, datorită unui moment de neatenție. Deci vă plăcea să învățați. Da. Cea mai știu, frumoasă jucărie pentru mine a fost cartea. Spuneți-mi că... Și în liceu, cum am ajuns totuși ofițer? Totdeauna am vrut să fac altceva decât fac ceilalți. Am avut norocul să studiez la liceul din Jimbolea cu o generație, o promoție deosebită. Deosebită. Și când a venit un ofițer de la Direcția Regională Banat a Securității și a adunat toți băieții celor două clase, școala avea două clase de români, una de maghiar și una de germană, secție germană. Toți băieții au optat pentru școala respectivă. Nu ne-a spus, ne-a spus lucruri exagerate, știu, viață plină de aventuri. Aia am avut, trebuie să recunosc că aici n-a greșit. Condiții excelente în timpul școlii, ori nici pomeneala. La școală, la Băneasa, am dat de o, mai ales eu... La școală de securitate. Am dat de disciplină, ordine, seriozitate și dorința de a învăța. Din 160 care am plecat în anul întâi, selecționați toți de la note în timpul liceului de la 8 în sus, am terminat vreo 120. Deci 40 s-au pierdut pe parcursul celor 3 ani. Nu existau corigențe, mai ales profesorii care ne predau din cadrul Facultății de Drept, erau cei mai mulți profesori, faimosul Ion Tomulescu la Drept Roman, rămâneau impresionați când veneau la examene la noi, prin comparație cu cei din viața civilă. Ne spuneau unii dintre ei, notele noastre erau rar câte un 7, cele mai multe 8, 9 și 10. Bun, haideți să ne întoarcem că... Cât, așa, revenind la... La unitatea anti-KGB. Motivul pentru care nu am distrus a fost de natură subiectivă. Am spus că e păcat și am spus că poate vreodată o să fie cineva curios
Bun, dar ele rămâneau pe microfilm, nu? Oricum ar fi rămas microfilmate. Un exemplar, repet, al microfilmului era la mine fișet. Al doilea exemplar nu știu unde. Păi și nu, unde l-a spredat la arhivă? Unde s-a dus? L-au luat cei care au făcut filmarea. Cei care au făcut filmarea? Da, deci mie mi-a lăsat unul, am semnat. Se presupune că e undeva în arhivă la... La Pitești, parcă, sunt arhivele armatei. Vedeți, din câte știu eu, și e și un pic de intuiție, un interes deosebit, cei care au preluat puterea în 89, emanații, eu așa le spun, poate sunt împotriva afirmațiilor altora, au manifestat interes deosebit, nu pentru profilul de informații interne, nu pentru profilul de contrainformații economice, pentru profilul de contraspionaj și, în deosebi, contraspionaj țări socialiste și activitatea ofițerilor de contrainformații militare. Pentru că, poate fac o dezvăluire, n-am citit pe nicăieri, dar am cunoscut oameni. Asta e treaba noastră. L-am cunoscut șef. Exista un serviciu 110, în cadrul Direcției de Contrainformații Militare. Eu am cunoscut, am fost de vreo 3-4 ori în vizită la serviciul respectiv. Adică exista un serviciu de tip 110 sau era, făcea chiar parte din activitatea? Nu, unitatea... structural făcea parte din Direcția de Contrainformații Militare. Dar problematica era pe armate țări socialiste, așa îi mai spunea. Eram locotenent major când a fost primat acolo, un singur capitan era. În rest, toți cei 15 ofițeri care lucrau acolo, cei mai mulți aveau gradul de colonel plin sau locotenent colonel. Deci oameni, unu și unu. Serviciul a fost condus de domnul colonel Băltăcescu, nu știu dacă mai trăiește, un om cu totul deosebit. A fost mutat într-o funcție de conducere la unitatea 190. Cât de agresiv era spionajul sovietic în România? Să știți că era foarte agresiv, dar la ei conta mai mult și avantajul lor consta în faptul că aveau o bază largă de sprijin. Trebuie să dau câteva categorii de persoane care au fost în preocupările noastre. Erau foarte importanți pentru ei cei care au urmat studii superioare în Uniunea Sovietică și, în mod deosebit, studiile militare. Cei cu studii militare. Au fost și studii civili și diferite facultăți, dar cei cu studii militare, după părerea mea, din ce am văzut, din cât am citit, din ce am citit materiale publicate de istorici, adepți ai sau care îndrăgesc istoria recentă, aproape niciun ofițer deosebit de valoros nu a scăpat să nu fie măcar apropiat de către KGB. Mulți din ei au plecat cu parole, au fost contactați și dau un exemplu de care m-am ocupat și eu. Am avut un ofițer român care s-a căsătorit cu o rusoaică ce lucra la o unitate militară de la Mija, lângă Moreni. Acolo au avut rușii, armata rușii a avut o unitate foarte puternică, spuneați de interesul rușilor în județ, care locația ei a fost la Mija și a stat până în 1958, când s-au retras celelalte trupe. Un lucru mai puțin plăcut, a fost trecut dat afară din armată pentru că a fost prins cu relații cu militarii. Mă rog, atunci asemenea relații sexuale. Am înțeles. Am crezut că erau relații de spionaj. Nu. Și s-a căsătorit cu o rusoaică, a plecat la Leningrad. Un timp a venit în vizită la rude, mamă, nu știu. Și după un timp, după 68, că atunci a fost un moment de mare cotitură vis-a-vis de interesul rușilor pentru România. După 68 venea și de câte două ori pe an în vizită la rude. Sigur, am întreprins măsuri, filaj, măsuri specifice de control a unor străini. Ce am stabilit? Cel mai mult se ducea la Ploiești și a contactat 6-7 ofițeri, unii activi, unii în rezervă, căsătoriți cu studii la Moscova și căsătoriți cu rusoaice. Unele rezidente, altele au renunțat la cetățenia sovietică și au păstrat și au luat cetățenia română. Sigur, care e motivul? Așa, o mare dragoste. Ei,
O parte din oficierii respectivi erau din cei contactați de KGB, de GRU, de fapt, că Serviciul de Informații Militare este GRU. Îmi spunea un rus, eu am lucrat după 89, 4 ani la o firmă rusească și am avut un coleg ce fusese adversar în cadrul KGB-ului în București. Păi, la ce firmă ați lucrat? Cu Târgoviște, a fost cumpărată de către mare consorțiu de firme din Rusia și rușii și-au adus unele persoane cu preocupări speciale, printre care și general, așa îi spuneau și ceilalți angajați români, domnule general, nu se supăra și... Pe de ce se supără dacă era general? Nu a confirmat niciodată. Da, fiecare dată când îi spuneai, eu nu i-am spus niciodată, dar el avea o simpatie interesată, deosebită față de mine. Dau un mic exemplu. Rușii sunt foarte buni petrecăreți. Nu e moment care poate fi sărbătorit să nu organizeze o petrecere. E mincinoasă aprecierea potrivit căreia beau până cad sub masă. Nu e adevărat. Beau ca și noi, chiar mai puțin decât noi. Eu la petreceri de genul ăsta am fost de vreo 25 de ori. Spre părere de rău, trebuie să spun că am văzut ingineri de-ai noștri cu capul pe masă. Dar dintre ei niciunul. Oricum mai rezistenți. Poate. Dar, deci, și încă o dată să închid cu cazul ăsta, ca să scăpăm de prezența lui în mod, știu eu, să nu cunoască motivul real, am profitat de o greșeală făcută de el, în afară de faptul că oferea cadouri substanțiale ofițerilor respectiv cu prilejul vizitelor făcute la domicilii, dorința, setea de bani l-a pus să vândă și diverselor persoane din Moreni unele obiecte, atunci exista infracțiunea de speculă, activitatea de genul ăsta. Am sesizat procuratura a făcut verificări, i-a trimis o citație, am aranjat să simtă că urmează să fie chemat la procuratură. Cum și-a dat seama și a fost informat de un binevoitor, s-a urcat în primul tren, s-a oprit la Leningrad. 10 ani n-a mai venit. Și după 10 ani? Procuratoria a trimis o adresă la domiciliul din Leningrad. Nici astăzi n-a mai venit răspuns. După 10 ani a revenit, mizând pe faptul că... S-a prescris. Nu, a, bine, de fapta respectivă, da. Dar mizând pe faptul, el, sunt convins că nu și-a dat seama de motivul real al interdicției de a mai veni în țară. De fapt, a fost speriat mai mult. Să știți că în general, în toată activitatea pe linie de contraspionaj țări socialiste, nu se avea în vedere arestarea spionilor. Păi nu, asta întotdeauna... Sau a trădătorilor. Întotdeauna e un eșec dacă ajungi la așa ceva. Da, a fost arestat Șerb. Da. Care e tot dâmbovician. Și mă apucă și râsul când mă amintesc de el, în procesul de reevaluare a celor care au sprijinit Kremlinul, după 89, Șerb a fost ales primar în comuna după o condamnare. Bun, că tot ați adus în discuție cazul generalului Șerb, există, a existat dosarul Corbi, da? Dosarul, da, de problemă care, de fapt, viza agentura, da, da, sovietică din România. Un dosar care este, culmea, este contestat la ora actuală. Am văzut un istoric care spune și care lucrează la CNSAS că, dumne, nu există așa ceva pentru că el n-a văzut dosarul. Păi nu l-a văzut, dar îi spun eu de ce, dacă nu știe. De ce? Pentru, hai să vă spun, spre norocul meu și eu am avut în preocupări încă din 70, fostul comandant al Marinei Militare Române, contraamiralul Nicolae Mihai, el peste tot se prezenta ca amiral, și legătura sa cea mai importantă, generalul Coșteal Ștefan. Da. În șapte... că am cerut dosarul lui Coșteal Ștefan de la CNSAS și l-am primit. Conținea doar o copertă. Vă spun eu unde e dosarul. Dosarul există. Contra informații militare. Da. Dosarul există și vă spun de ce. Ei n-au predat niciodată la CNSAS. O să vă spun și de ce sunt convins că dosarul există. Dosarul privind contraamiralul și mai exact, primul a fost Coșteal Ștefan cu inițiativa,
au compus o scrisoare în 1970 adresată șefului Direcției Politice Armatei din Uniunea Sovietică, prin care cereau intervenția trupelor sovietice în România. Și pur și simplu cereau să fie ocupată România, să schimbe conducerea de partid pentru că a deviat de la comunism. Am înțeles. Da, da, ideea. Întrebarea nu, întrebarea mea este alta. Erau agenți ruși sau da, doar simpatizanți? Amândoi făcuseră studii la Moscova. Coștea deci au fost documentați ca fiind agenți sovietici. Sigur, Gereu. Gereu. Gereu, serviciu militar de informație. Da, Coștea Ștefan a urmat 2 ani studii militare în URSS. URSS. La Frunze, iar nu? Amiralul la Voroșilov, dacă nu mă la Voroșilov, era tot Voroșilov. Aca Voroșilov, parcă era da, un mare centru de instruire, iar contraamiralul un an. Și contraamiralul a făcut în anul respectiv și un curs 6 luni de informații militare. Ce-o fi având marina cu informațiile militare, știu cei de la Gereu. No. Au fost scrisoarea ajuns în posesia securității. Și atunci s-a deschis o mare acțiune despre care cred că puțin mai sunt în viață care știu, și eu am aflat poate întâmplător, se numea Castilia. În acțiunea respectivă erau incluși... Asta era numele de cod al dosarului. Da, mare acțiune. Noi am folosit, eu în acțiunea informativă pe care am avut-o asupra contraamiralului, am folosit marinarul. Un nume de cod marinarul, care, da. Da, marinarul. Și interesant este un lucru. După ce 17 ofițeri și care făcuseră studii în URSS, unii activi, unii în rezervă, au semnat scrisoarea respectivă. Dacă scrisoarea ar fi reușit să fie scoasă, era mai periculoasă decât faimoasa scrisoare a celor 6. Da, clar. Pentru că erau oameni care lucrau, erau, cu erau generali comandă, activi, nu? Unii erau activi. Erau cu funcții de comandă. Și cu funcții importante, da, în special pe latura politică. Cum era Coștea Ștefan, era șeful controlului în direcția politică a armatei. Deci, o funcție în fața căreia se înclinau chiar cei cu puteri executive din armată. Și din dosarul Corbii a făcut parte și Coștea Ștefan, da, și Nicolae Militaru, fostul ministru al Apărării Naționale. Fostul ministru Nicolae Militaru, m-am documentat mai mult despre el din discuții cu unii colegi și citind și cartea lui Larry Watts, Ferește-mă, Doamne, Doamne de prieten, prieten, sau da, istoria spionajului uh-huh, sovietic în România. Dar revin la Coștea Ștefan. După ce au fost audiați la Comitetul Central... El a fost și arestat, dacă nu mă înșel, Coștea Ștefan. Da, da, da. Și eliberat după aia la cererea lui da, Ceaușescu. Da, a fost arestat când era Ceaușescu plecat. Da. Eu chiar, spre amuzament, doar din amintire acum, pentru că materialele respective, în cea mai mare parte le-am distrus. Și îmi pare rău, pentru că aveam o casetă document unde contraamiralul, cu vocea lui, spunea: sunt cel mai fericit om ca agent al Moscovei la București. Deci el spunea... Adică aplicase pe tehnică sau da, în da, anchetă? Da, da, păi, acum hai să vă spun. Avea un apartament, i s-a repartizat un apartament cu 3 camere. Doldora de aparatură. Și de 3 ore a trebuit să schimbăm microfoanele. Schimbatul microfoanelor dura 3-4 ore. Pentru că da, de ce a trebuit să le schimbați? De... Nu aveau durată de funcționare. Ah, pentru că se termina bateria. Nu, erau aprovizionate la electrii la sursă. Da. Dar era o lucrare foarte dificilă, inclusiv în baie avea microfoane, în bucătărie, mă rog. Nu. Acolo am reușit cu toate măsurile de protecție, dădeau drumul la apă, făceau din ziar, lucruri pe care le cunoșteam. Securitatea nu dispunea, mai ales la nivel județean, de aparatură sofisticată. Trec de la una la alta. Da, da, da. După 89, după 22 decembrie, parcă pe 26-27, a venit o echipă de la ziarul Adevărul să scrie un reportaj despre județul, despre orașul, despre Târgoviște. Fusese împușcat Ceaușescu acolo și doi reporteri au venit la
sediul securității. Cum eu eram cunoscut, scrisesem numeroase articole la ziarul local, șeful securității, care încă îndeplinea atribuțiile de șef, dar foarte, foarte vag, ca să spun așa, m-a rugat pe mine să mă ocup de ei, având și posibilități de a discuta mai simplu cu ei. Dom'le, au cerut să vadă camera în care lucrează fetele cu ochii albaștri. Compartimentul tehnică operativă, cum se numea. Când i-am dus și a văzut într-o cămăruță un sfert de cât asta, 6 magnetofoane fixate pe perete și 3 camere de încăpeau câte 2 birouri unde 3 fete redau casetele, a spus, domnule, nu, păi nu se poate, trebuie să aveți mai mult. Dacă dumneavoastră credeți, o luăm de la, de la Beci, unde era ținut armamentul și cazarmamentul, și până pe acoperiș. Dacă găsiți undeva altceva, astea sunt. Așa nu se poate. Trebuie să aveți mult, dacă interceptați zeci de mii de convoiuri. Nu e adevărat. Așa zisa vorbă despre milioane de români interceptați telefonic. Sunt glume de... Ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care a scris carte. Ei, ca să explicați exact cum stăteau lucrurile. Pentru că... Da, dar exact cum am spus la început, funcționa mult mai mult frica. Sunt de acord. Da. Fosta, eu mie nu-mi place să spun o rânduire a comunist, regimul comunist, pentru că România nu a fost comunist. Eu mai vin cu ceva. Ca să învăț și să înțeleg foarte bine comunismul, când am terminat facultatea de drept, mi-am luat ca lucrare de licență o temă de care au fugit toți, o temă destul de dificilă, poate cea mai dificilă, la istoria gândirii politico-juridice, se numea atunci, cu faimosul profesor Gilescu Gheorghe, formarea concepției politico-juridice marxiste. Ca să elaborez lucrarea pe care vreau să o editez. Are în jur de 87 de pagini. Am citit mii de pagini din lucrările lui Marx, Engels, Lenin, Stalin și Althusser. Și la ce concluzie ați ajuns? La concluzia, domnule, păi, Manifestul Partidului Comunist, scris în 48 de Marx și de Engels, prima lucrare comună, cu asta începe. O stafie umblă prin Europa, stafia comunismului. Păi dacă cei care au elaborat doctrina au considerat comunismul o stafie, ceva care nu există, este normal că omul prin subiectivitatea sa nu poate construi o rânduire așa zis comunistă. A fost socialist și mi-a plăcut pentru că americanii, am citit un material al Departamentului de Stat al SUA, întocmit în perioada respectivă, vorbesc despre România socialistă. Bun. Da, mă rog, asta e dreptul. România era socialistă, dar năzuințele lui Ceaușescu e de a transforma socialismul în comunism. Dacă citiți principiile și eu spun și nu vreau să mă bat de la... tema principală a discuției noastre. Dar dacă citiți cu atenție lucrările, eu am citit inclusiv 4 volume de corespondență de ale lui Marx și Engels și articole publicate în presa vremii. Dom'le, societatea spre care năzuiau ei reprezenta perfecțiunea în organizarea socială. Da. Ori așa ceva nu poate fi făcut datorită subiectivismului omului. Omul de când există a fost lacom, a dorit să aibă mai mult, unii au vrut să ajungă mai repede la liman, fără să facă eforturi. Deci, partea bună și rea omului. Corect. Era o idee, a cui e rău să tinzi către perfecțiune? N-au atins niciodată. Da, mă rog, bun, asta e. Dar, în oricum, ce s-a întâmplat în România nu prea avea legătură cu perfecțiune. Bineînțeles. Da, deci bineînțeles. Ce s-a întâmplat în România, dar trebuie totuși, vorbim de o populație înfometată, vorbim de o populație privată de căldură, de apă caldă. Eu față de mulți alții, nu-l simpatizez deloc pe Traian Băsescu. Dar cu un singur... Nu, vă rog, nu, să vă spun și motivul. Nu motivul pentru ce nu-l simpatizez, dar dacă vreți, vi-l și spun. Nu. Nu vreți? Nu. Dacă vreți, vi-l spun și pe ăla. Dar sunt de acord, a spus o vorbă mare odată. Dacă Ceaușescu în 1975 s-ar fi retras,
ar fi rămas cea mai mare personalitate a românilor care a condus țara. Pentru că, gândiți-vă la un lucru, eu am trăit anii aia, aud pe mulți care spun de groază, frică. Nu e adevărat, ultimii 5 ani au fost de teroare. Nu, ultimii 5 ani, nu, haideți că lucrurile s-au... Din 82 au început să se... Din anii, la finalul anilor 70, domnul, lucrurile au început să degradeze. Când a venit în Târgoviște, în 70, am rămas surprins un kilogram în de mere... În 70, da. În 1970, da. În 1979, deja diferența era mare. Da. Sunt de acord, da, cu dumneavoastră. Iar din 1979, 82, lucrurile încep să prăbușească. Dar nu vreau să-l apăr pe Ceaușescu, să-l apăr istoria. Nu, istoricii peste 100 de ani vor scrie altfel decât cei de acum. Dar, încă o dată, rău cel mai mare nu a fost persoana sa. A fost camarila, cei din jur. Da, bun. Din dorință de a beneficia și ei de oarecare putere, de dorința de a ajunge și a trăi mult mai bine. Da, dar pe de altă parte, calitatea oamenilor care făceau parte din conducere... Era deosebită. Unii dintre ei erau foarte buni. Alții nu. Adică nu spuneți că Postelnicu era vreun... Postelnicu era mai de capul lui. Rolumina, că Bobu sau Dincă... Nu, dar erau și, mai ales în linia a doua, erau oameni foarte buni și după aceea am avut miniștri de externe. Totuși trebuie să recunoaștem diplomație românească precum cea din perioada 60-80 nu prea exista la noi. Așa este, dar haideți să ne întoarcem la unitatea anti-KGB, pentru că dumneavoastră ați avut contact în activitatea de ofițer de informații răspunzând de contraspionaj cu cel puțin două persoane care, repet, au contat în acest joc operativ pe care îl făceau sovieticii în România. Ați vorbit numai de... că am avut contact, dar am avut noroc, am avut prilejul să-i cunosc cel puțin pe contraamiral mai bine decât pe mine. Deci pot să... Contraamiralul și generalul... Și Coșteal Ștefan. Dar Coșteal. Pe el l-am cunoscut mai mult din înregistrări tehnice, din discuții purtate, nu numai acasă pe Laxe, protejau și ei se fereau, dar am folosit asemenea mijloace și în alte locuri unde nu mai aveau rezerve să discute. Și Coștea... Și nu aveți niciun dubiu asupra faptului că făceau parte dintr-o agentură sovietică? Nu că nu am niciun dubiu. Lăsând la o parte afirmațiilor, dacă analizez atitudinea, comportarea în cei 20 de ani, din 70 îl cunosc pe contraamiral, rezultă atitudinea și modul de a gândi, de a proceda a unui agent sovietic. Nici nu... În condițiile astea, cum ați privit dumneavoastră în 1989 când l-ați văzut pe Nicolae Militaru că devine ministru apărării naționale? Vedeți, norocul meu în viață a fost că am... Aveți umor. Umor, da. Prima dată am râs, cum se spune. Prima dată am râs și am spus... Dacă cineva m-ar fi informat cu 2 ani înainte că s-ar ajunge la situația aia, eu aș fi fost dispus să pun pariu cu el pe tot câștigul meu pe următorii 10 ani, că nici pomeneală. Dar după și mai ales în ultimii ani, analizând altfel o serie de lucruri pe care le-am cunoscut, am înțeles... Că nu era altă variantă. Adică? Nu era altă variantă de schimbare la noi, pentru că... Nu era altă, când spuneți că nu era altă variantă, în sensul... Românii sunt obișnuiți să suporte. Dacă Ceaușescu ar fi primit un semnal de undeva... A primit semnale. Nu. A primit, dar el nu ținea cont de ele. Păi nici de semnalele primite de la securitate. Păi inclusiv generalul Iulian Vlad l-a pus în temă și a explicat foarte clar, sigur, cu delicatețea necesară, pentru că în fața lui Ceaușescu, am avut prilejul să-l văd și eu pe Ceaușescu așa, de la 2-3 metri de câteva ori, inclusiv să-l ascult și să văd, să-ți cunosc și modul cum gândeau alții despre el. Ceaușescu nu ținea cont de nimeni. Ajunsese în ultimii ani ai vieții lui într-o stare, după părerea mea, apropiată de boală. Indiferent ce ar fi spus altcineva,
el, în afară de ceea ce credea, nu și din ce era convins, nu accepta. Vă dau un singur exemplu. Când a fost arestat în 22 decembrie, la jur de ora 6:18, în sediul inspectoratului Ministerului de Interne din Târgoviște, Maiorul Conț a fost cel care l-a arestat și sigur, nu a fost o arestare totuși clasică, în sensul că l-a lăsat cu ceasul. Eu, lucrând la cercetări penale, știu când arestez pe cineva, ei cureau, ei... Cravata... Ei, da, da, da. Dar i-a spus doar și zis, sunteți arestat? Mă rog, era un ofițer foarte conștiincios, Maiorul Conț. Am lucrat cu el vreo un an de zile în același serviciu și n-am cunoscut. Ei, l-a dus la unitatea militară unde a fost și împușcat. L-a predat colonelului Chemenici. A murit generalul Chemenici, nu știu dacă știți, în urmă cu ceva timp. Nu auzisem. Da, a murit, s-a prăpădit. Nu se odihnească. Da, deși a fost o persoană deosebit de ezitantă, plin de frică. Păi totuși, responsabilitatea era uriașă. Dacă aș fi fost în locul lui, da. Și nu numai eu, și alți ofițeri pe care îi cunosc, nu aș fi lăsat să se creeze starea aia de teamă deosebită. Mă crede că unitatea militară este la vreo 300 de metri distanță de inspectoratul nostru. A plasat două tancuri cu turela către inspectorat. Și dacă un singur glonț ar fi plecat dinspre clădire, îi punea clădirea jos. Sunt convins. La ce isterie era atunci? Psihoză? Stați un pic. Era comandantul garnizoanei, comandantul unității. Păi, într-un caz de război, ce făcea? Și altceva. Acum știți foarte bine ofițeri trăgeau... Pregătirea armatei române s-a văzut destul de bine în decembrie 89. A fost dată peste cap de o mână de soldați, oșteni, ofițeri, cred că mai mulți sovietici, care au venit în țară, începând cu... Ați avut date privind celebra... Da, bineînțeles. Ultimul meu raport trimis către unitatea 110 a fost pe 18 decembrie 89 și încerc să le redau așa cât mai exact. În ultimile zile, pe raza județului Dâmbovița, s-au înregistrat un număr record de cetățeni străini. Grupuri mari călătoresc în autobuze, dar și cu autoturisme, 4 persoane în fiecare autoturism. Foarte puține femei. Susțin că sunt turiști, dar nu manifestă niciun interes pentru muzee, pentru locurile turistice. Județul Dâmbovița are destul de multe. Nici pomenea, unul nu s-a dus. Dormeau de regulă cei din autobuze în parcarea din fața hotelului. A, deci nu coborau din autobuz? Nu, și erau grupați în permanență. Ăsta a fost ultimul raport. Sigur, n-am spus, mi-așa rog amerite, pe care nu le pot susține, să spun că motivul prezenței lor constă în a pune în aplicare planuri de răsturnare. Nimeni n-avea, cred că... Dimensiunea. Exact. Nimeni nu se gândea, dar mi-a ridicat un semn de întrebare și am făcut verificări să văd la hotelul, mă rog, conform normelor, conform procedurii. Uh-huh. Și totuși, pe raza județului Dâmbovița, de ce au fost așa de mulți, după părerea mea? E aproape de București. Da, e în drum spre București. O oră de mers de la Târgoviște la București. Doi, județul Dâmbovița, spuneați de interesul manifestat de ruși, păi avea unități militare deosebit de multe. Erau încântate de tancuri, nu? Tancuri, antiaerian, elicoptere, mecanizate, era plin de armată. Și era normal să... Însă, din păcate, am foarte mulți prieteni militari, ofițeri, din păcate, modul cum a răspuns cea mai mare parte a militarilor a fost slab. Și mi-a plăcut de generalul Olteanu, a spus odată că... Cine? Generalul Olteanu, care a fost ministrul, da, ministrul apărării naționale, a spus într-un articol Constantin scris Olteanu. De el, Constantin Olteanu, a scris că în 89 armata română
s-a bătut cu un inamic invizibil. Și din păcate, nu. Da, după părerea noastră, care era rolul turiștilor sovietici, ca să le zic așa? De incitare și deci de intervenții. Eu sunt convins că o parte din cei uciși la Timișoara, și mai ales la Timișoara, n-au fost împușcați de militare armată. Securitatea nu a tras niciun ofițer, subofițer de la securitatea. Asta a fost din trupe, nu a tras marele rol istoric pe care l-a jucat Iulian Vlad. Da. Nu numai un rol, el a prevenit practic un război al românilor împotriva românilor. Un măcel, pentru că s-ar fi dus în zona în care securitatea se bătea cu armata. Da, mai spun ceva, poate. Era clar cine era învins. Nu numai, eu am condus 7 ani un pluton de intervenție antiteroriste, constituit la nivelul inspectoratului. Păi aveam planuri de protecție a tuturor obiectivelor importante. Stația de radio de la Voinești, releu care asigura retransmiterea emisiunilor la radio în toată țara, centrul de comandă în caz de atac al aviației inamice la subsolul unei mari clădiri din Târgoviște, depozite de armament ale unor unități militare. Noi le asiguram măsuri de protecție. Păi dacă s-ar fi pornit o bătălie și s-ar fi înfierbântat mințile unora și ar fi început să tragă, sigur, dacă vedeam că trage în mine, nu mă mai uitam cine e ăla, trăgeam și eu. E o reacție normală. Pentru că mai revin la altceva, la 68. În 68 eram în școală la Băneasa și pe 23 noiembrie 68 era preconizată atacarea României de către 150.000 de militari sovietici plus din celelalte țări. Ei, nouă, anul 3 eram, a fost prima dată în 3 ani de zile când am fost alarmați și ni s-a cerut să ieșim în ținută civilă. Nici nu ne-a venit să credem. Imediat a urmat ordinul de înarmare și am fost numit să preiau funcția de ofițer, de elev de serviciu pe școală. Nu eram ofițer. Mm-hmm. Am spart 10 de cutii de muniție de luptă. Ați parcă îmi spuneți, ele așa se deschideau. Da, nu, da, erau din lemn. Erau unele din tablă și unele din lemn. Alea din lemn erau mai mari. Și am dat fiecărui elev, din cei 100 de elevi, câte 50 de cartușe de luptă. Și îmbarcați într-un autobuz la aeroportul Băneasa și asigura securitatea aeroportului, aerogară. De a doua zi am fost și eu în zona radarului. Eu am fost mitralior. În timpul școlii aveam o pușcă mitralieră și 400 de cartușe băgate câte 100 în fiecare bandă. Păi de N ori am luat poziție de luptă în jurul stației radar când aterizau avioane de la Moscova, Varșovia, până târziu, vreo 2-3 săptămâni. Făceam ca la fabrică. 3 schimburi. 8 ore pe front, 8 ore prelegeri la facultate și la discipline de specialitate și 8 ore odihnă. Dar, și, încă o dată, dacă s-ar fi tras un singur cartuș. Cu experiența pe care o aveți de ofițer de contrainformații și lucrurile pe care le știți și la care ați mai ajuns în ultima perioadă, v-ar putea duce la concluzia că Ion Iliescu a fost agent sovietic? Da. Nu. Deci nu aveți ezitări? Nu. Nu. Am avut un timp, dar după aceea, repet, punând, analizând, punând cap la cap. Și Ion Iliescu, vedeți, agenții nu erau numai de informații, erau agenți de influență. Ion Iliescu a fost pregătit de către sovietici de când era student să ia locul lui Ceaușescu. Eu spun și n-am nicio rezervă să spun, e convingerea mea, fiecare are dreptul la propriile convingeri, sigur își asumă niște riscuri, da, făcând aprecieri denaturate, dar al meu nu e. După părerea mea, inclusiv tezele din 71, în urma cărora Ceaușescu a pierdut sprijinul celei mai mari părți a intelectualității, din literatură, muzică, mă rog, culturi. Alea au fost scrise când secretar al Comitetului Central cu probleme de propagandă era Ion Iliescu.
Da. Ion Iliescu știa, el a văzut fiecare rând. Ori trebuie să spun și faptul că Ion Iliescu este o capacitate cum puține au avut românii. Un om cu calități deosebite, cu posibilități de manipulare a maselor. Eu l-am văzut la Târgoviște venind la campanii electorale. Dom'le, erau unii care doar să fie lângă el ar fi fost... Da, avea deci, oarece magnetism, schimb, mai ales în perioada... Un magnetism atrăgea mulțimile. Ei, ce are rău? Ce am discutat, când am scris și în cartea mea câteva pagini, v-am întrebat. Dar ca să pot să fac aprecierile respective, am discutat cu 4 persoane care l-au cunoscut bine, care au avut discuții cu el și dau unul dintre ei, fie țărâna ușoară, Ion Stan, care a fost deputat de Dâmbovița, da. un om deosebit. Are o carte scrisă, nu știu dacă ați auzit de ea, eu n-am reușit încă să-mi procur un exemplar. Cineva, un prieten, mi-a spus că un conținut deosebit. Dacă o să procur un exemplar, vă trimit. Mulțumesc. Vă trimit casă. Ei, și am întrebat directorul Traian Novolan, fost senator, cred că l-ați cunoscut, fost director la Frigidere, la Găiști. Am avut relații cu el excelente, de când era director, de altfel și când era senator, eu tot domnule directorii spuneam. Și am discutat cu ei să-mi spună. Novolan i-a făcut o descriere, a murit și el, săracul, fie țărâna ușoară, de, cum să spun, parcă aș fi vorbit eu în locul dânsului. Alunecos. Tipul aparatnicului. Aparatnic, da. Aparatnicul, mă rog. Da. Nu aveai de ce să-l apuci, hai ca să zic așa. Iar ținea la om, la colaborator, atâta timp cât avea un interes. În momentul în care interesul dispărea, dispărea și grija față de omul respectiv. Probabil, în politică, asemenea caractere fac carieră. De-aia am și refuzat în 99, când am trecut prima dată în rezervă, am avut un necaz atunci cu 2 colegi și am fost penalizat cu trecerea în rezervă un timp de 2 ani. Domnul Stan era președintele filialei Dâmbovița PSD-ului, mi-a dat telefon, am trecut pe la el. Și primul lucru care mi-a spus, uite, o coală de hârtie era o adeziune la PSD. Și a spus, domnule, dacă o completezi, la alegerile următoare, ești pe loc eligibil. Se știa cam câți intră de la fiecare. Și am spus, am luat hârtia, i-am mulțumit, i-am dat-o înapoi și a zis, de ce, domnule, nu vrei să fii deputat? Păi zic, aș vrea să fiu deputat, dar nu în politica românească. Și a zis, de ce? După părerea mea, zic, ceea ce se întâmplă acum în România nu-i politică, e o activitate a unor curve. Ori așa ceva n-am suportat niciodată. Și mi-a zis, o să vă pară rău. Poate. Uitându-vă la perioada de început, 1990, la oamenii care au condus România, aveți o părere la fel de fermă în privința influenței sovietice? Da, un timp, bineînțeles. Păi un timp, cam, cred că un an, chiar doi, cei cu puteri de pline nu făceau decât ceea ce li se indica de la Moscova. Nici nu se discută, nici nu, n-am nici cea mai mică rezervă și dacă sunt obligat... Până când? Până la Puci? Cred că, în mod sigur, 2 ani. În mod sigur, 2 ani. Când și-au dat seama că și Uniunea Sovietică dispare, când s-a întâmplat necazul de la ei, atunci și politicienii noștri, cei care contau, pentru că să nu spună mie cineva că în România politica este făcută de Parlament. Nu, sunt un număr de oameni, câțiva, 50, mă rog, probabil că așa e toată lumea, probabil, nu știu exact, că nu m-a preocupat și n-am studiat. Dar ăia contează. Atâta timp cât votezi ca parlamentar în funcție de ce spune șeful grupului. După îmi spune mie că, vezi, Doamne, este o conducere colectivă. În socialism era un principiu, conducerea colectivă și răspunderea personală. Da. Nici atunci nu era conducere colectivă. Așa este. Da. Deci, ca să totuși să pun punct, cele mai multe măsuri care au dăunat ulterior țării, pentru că cine nu recunoaște faptul că în momentul în care a fost împușcat, România avea doar rezerve de mâncare
pentru ani de zile. 15 milioane de tone de cereale erau în depozitele din, eu știu, în județul Dâmbovița cerea. Ceaușescu sigur le păstra pe toate, în principal pentru export. Pentru export. Nu. Era mania lui să facă sete de dolari și intrase în cap ideea, care nu era rea, de a face o bancă cu țările arabe. Mă rog, de a deveni el principalul creditor al țărilor Africa. Corect, Africa. Dar nu încă o dată. România a împrumutat în perioada lui Ceaușescu 10 miliarde de dolari. 21 de miliarde a dat înapoi. Păi atunci, cine, ce șef de stat acceptă ca poporul lui să muncească pentru a plăti, să trăiască alții bine? Da. Și mai vin cu ceva. Acum, documentele spun eu, în timpul lui Carol al II-lea, 85% din capitalul financiar al țării era în mâna străinilor. Astăzi e 95%. Da. Stragă concluziile cine o vrea, știți cum vrea să spune. Bun. Haideți să ne oprim aici, pentru că eventual poate mai o să ne mai revedem. Cu cea mai mare plăcere, nu e? Doamnelor și domnilor, aceasta este cartea pe care domnul colonel Burdulea a fost ofițer de contrainformații, de contraspionaj și membru într-una din unitățile de elită ale securității, 0110, unitatea anti-KGB. A scris-o o carte în care puteți găsi foarte multe lucruri, mult mai în detaliu decât le-am putut noi marca aici. Este experiența unui ofițer de informații. Vă spun, cartea este unică. N-am mai văzut pe cineva din fosta unitate 0110 să-și fi scris memoriile. Nu cred. Nicio n-am auzit. N-am mai întâlnit o asemenea carte. E o carte care merită citită. Pe lângă faptul că e bine scrisă și se vede că aici colonelul Ioan Burdulea are talent de scriitor. Și o carte pe care ar trebui cei interesați cu adevărat de istoria recentă a României să o aibă. Vă mulțumesc foarte mult. Ne revedem cu proxima ocazie, dar încă o dată nu uitați să comandați această carte, pentru că e păcat. Vă mulțumesc foarte mult, o zi bună, vă mulțumesc, domnule colonel. Cu multă plăcere și dacă considerați că aveți timp și pentru alte discuții, îmi face plăcere să răspund, indiferent de greutatea întrebării. Vă mulțumim mult!